Bună seara și bine v-am regăsit! După ani de indiferență, numărul monumentelor istorice și de arhitectură s-a apropiat de cota minimă. De vină ar fi lipsa unor reglementări clare pentru protejarea ceea ce a mai rămas, dar și absența unor specialiști care să evalueze și să restaureze puținele clădiri istorice. În acest context, autoritățile propun majorarea amenzilor pentru cei care atentează la patrimoniul cultural, dar și crearea unor școli care să instruiască restauratori și arhitecți. Până la realizarea acestor obiective ambițioase și de lungă durată, este nevoie de alte soluții care să dea roade pe termen scurt și mediu. Despre aceste căutări discutăm cu invitații acestei seri. În studio este domnul Alexandru Corduneanu, membru al grupului civic pentru patrimoniu cultural, cu domnul Ghenadie Ciobanu, profesor universitar și fost ministru al culturii. Îl salutăm în studio și pe domnul Vlad Vornic, directorul Agenției Naționale Arheologice. Bine ați venit la Publica TV. În câteva minute se alipește cercului de discuții și domnul Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău. Subiectul zilei este o conferință acolo unde România a declarat că va susține în continuare restaurarea monumentelor istorice din Republica Moldova. De asemenea, specialiștii români vor acorda asistență necesară pentru protejarea și valorificarea patrimoniului cultural din Republica Moldova. Perspectivele colaborării moldo-române în acest domeniu sunt abordate în cadrul unui forum, vă spuneam, care se desfășoară în aceste zile la Chișinău. Țara noastră a primit din partea României granturi în valoare de aproape 3 milioane de euro pentru restaurarea monumentelor istorice. Pe viitor, specialiștii moldoveni vor beneficia și de asistență din partea colegilor români. Noi am organizat aici o conferință în care sunt specialiști începând cu domeniul monumentelor istorice până la patrimoniu mobil, arheologie și gestiune de patrimoniu cultural. Aceasta este expertiza pe care, în propunerea pe care am avansat-o doamnei ministru, am dorit să o permanentizăm într-o manifestare de transfer de savoir-faire în fiecare an. Costurile mari pentru restaurarea monumentelor și lipsa specialiștilor sunt principalele obstacole în valorificarea și protejarea patrimoniului cultural. Nu există destui specialiști care să se ocupe de acest lucru, arhitecți, restauratori, după care nu există o experiență foarte bună de comunicare cu specialiștii din alte țări, care sunt deci foarte bine dotați și au o experiență extraordinară în restaurarea patrimoniului. În prezent, nimeni nu este pedepsit pentru distrugerea monumentelor istorice. Autoritățile speră însă că noile legi adoptate ar putea schimba situația. Sperăm după apariția anul acesta a modificărilor în codul penal și contravențional, deci să depășim aceste impedimente. Prevede pedepse exacte pentru acțiuni de deteriorare și distrugere a patrimoniului cultural. Deci de la 1.000, 2.000, 3.000 până la 10.000, 100.000 de lei. Ministrul Culturii Monica Babuc a primit din partea Institutului Eudoxiu Hurmusachi pentru românii de pretutindeni o diplomă de excelență pentru promovarea patrimoniului cultural. În țara noastră sunt peste 15.000 de monumente istorice și culturale. Despre acest eveniment, dar mai mult despre ceea ce urmează după aceste discuții, discutăm cu invitații din platou, vă spuneam că și domnul Matei vine, înțeleg că ați fost astăzi la eveniment. Despre importanța lui aș vrea să vă referiți, domnule Matei. Cât de important este un astfel de eveniment care să traseze calea pe care trebuie să o parcurgă Republica Moldova pentru conservarea a ceea ce a mai rămas? Bună seara tuturor! Sigur, se spune că pentru a găsi răspuns la o problemă, la o întrebare, întâi trebuie să ți-o pui. Problema trebuie să o abordezi. Astăzi a fost abordată problema din punct de vedere multidimensional, problema protecției patrimoniului cultural, ca parte în general a patrimoniului, că avem și patrimoniul natural și patrimoniul cultural material. Asta s-a vorbit mai mult, pentru că cel imaterial e o problemă și asta aparte. Și mă bucură faptul că s-a pus și problema, idee lansată de domnul consilier prezidențial Sergiu Nistor, ca aceste conferințe să devină anuale, să devină o tradiție
și să se facă discuții de fiecare dată pe marginea unor chestiuni, abordări concrete, pragmatice, modalitățile de restaurare a monumentelor istorice, pentru că, sigur, există diverse școli și diverse tradiții, există diverse modalități de conservare, pe de o parte păstrare, alta de restaurare. Și concepțiile cât privește restaurare sunt foarte diverse. Într-adevăr, în cât privește spațiul Republicii Moldova, problemele cele mai importante sunt, în primul rând, absența specialiștilor. Specialiștii puțini cât au fost, mulți dintre ei au plecat în perioada anilor 90 în diverse țări, prestând munci de construcție. Vorbesc de specialiști în restaurare, uneori nu de cea mai înaltă calificare. Alți specialiști nu au fost formați, în general nu au fost formați manageri în cultură, ca atare, ca profesioniști, nu există această categorie socială. A fost o perioadă când toată lumea credea că vor fi manageri în economie, în business, toți sunt oameni de business și toți vor fi juriști și economiști doar. Nu s-au format specialiștii și, în al doilea rând, absența surselor materiale. Dar, cred eu, înainte de toate, e foarte bine ce se întâmplă acum, modificarea bazei legislative de protecție a monumentelor, pentru că ea este foarte fragilă și foarte, să zic așa, neaplicată, chiar normele care au existat și până astăzi, la nivelul de administrație locală, la nivelul de administrație de rang 2, vorbim acum de unități teritoriale, și sigur că eforturile de a implementa această legislație trebuie să fie unele foarte susținute, pentru aceasta trebuie școlarizată și lumea care are să implementeze legile privind protecția patrimoniului cultural, material și imaterial. Aici e o problemă foarte mare. Și trebuie abordată problema în complexitate legată și de patrimoniul natural, de care vorbeam, de problemele grave de ecologie. Pentru că și monumentele sunt afectate în bună parte de toate aceste derapaje care există grave. Am văzut chiar anterior, dumneavoastră aveați o emisiune despre starea râului Bâc, despre chestiile astea cu spălarea de automobile în râu. Peste tot e același lucru, peste 1500 de râuri, râulețe, vorbim numai de ape, sunt în aceeași stare, în stare chiar foarte dramatică, și asta afectează atât bazinul râului Prut, cât și a Nistrului, din care noi bem cu toții apă și în Chișinău, afectează starea generală a terenurilor, problema apelor înseamnă și problema după aia a solurilor, asta înseamnă și problema inundațiilor și altor cataclisme care urmează alunecărilor de teren și altor treburi, și multe monumente le avem care au suferit și din cauza alunecărilor de teren și din cauza altor procese care s-au produs, din păcate, în acele decenii când de patrimoniul cultural, cel istoric, tradițional, nimeni nu prea avea grijă. Altă, a treia problemă este în acest sens, legată de starea apelor, solurilor, monumentele de arheologie. Starea lor este una de dezastru. Exact, dacă cele am pus toată aceasta, am încercat să abordez într-o gamă problemele care au fost exact puse. Și, spre exemplu, care este atitudinea față de monumente? Știți că italienii au școala că ei restabilesc monumentele vechi, cu excepția celor care nu pot, nu există suficient material ca să le poți restabili. Exact. Să zicem, grecii optează și școala engleză mai mult pentru conservarea lor în această stare și păstrare. Avem și Stonehenge. S-ar putea cineva să vină și zică, domnule, eu o refac așa cum a fost, sau refacem, eu știu, toată Atena, sau refacem, știu eu, Delphi sau alte complexe mari, dar le păstrăm așa pentru ca să păstrăm autenticitate. Iarăși e o problemă de abordat, dar să ajungem noi la problema abordării modalităților de restaurare, având mijloace ca să le protejăm pe cele mai importante, de primă importanță. Aici se pune acum problema, pentru că există monumente, ca să zic așa, de prim rang, în stare foarte avansată și pe care le amenință dispariția. Și dacă cele de arhitectură sau monumentele istorice încă cel puțin sunt la suprafață și se văd și pot fi abordate de mai mult public, iată că monumentele arheologice, acolo lucrurile probabil că stau cu totul altfel. Domnule Vornic, ce se întâmplă cu acele vestigii care nu se văd, dar există? Evident, aveți perfectă dreptate. Vestigiile arheologice se găsesc în pământ, îngropate în pământ, și spre deosebire de monumentele de arhitectură, sunt mai greu de identificat. O problemă extrem de importantă acum pentru întreg patrimoniul cultural național este documentarea și inventarierea lui. Și trebuie să subliniez că siturile arheologice reprezintă practic 3/4 din numărul monumentelor istorice incluse în registrul monumentelor aprobat în
1993, votat atunci în Parlament, din păcate publicat abia în 2010, monitor oficial, și din păcate doar o parte din situri au fost atunci incluse. De pildă, după statisticile pe care le-am făcut, nici 5.000 de situri nu au fost incluse în registru. În realitate, după cercetările noastre, așa, numărul lor depășește cifra de 7.000. Cele mai multe dintre aceste situri sunt movile funerare, numite de specialiști tumuli, dar sunt complexe în care s-au înmormântat în preistorie, mai ales în epoca bronzului, cu 5.000 de ani înainte, diverse comunități, mai ales venite din răsăritul continentului. E adevărat însă că avem și movile așa ridicate de populații locale. Avem un număr mai redus de așezări deschise, reprezintă sate, vechi, localități care au dispărut și le identificăm pe baza materialelor găsite la suprafață, dar mai ales în sol. Și o problemă importantă este așa, întocmirea unui registru național arheologic, ce ar cuprinde toate siturile cunoscute până în prezent, dar pentru acest lucru e nevoie să facem o documentare în teren. Și de când a fost creată instituția pe care o reprezint, respectiv Agenția Națională Arheologică, pe lângă alte activități, desfășurăm și acest lucru, care e unul foarte important. Asta presupune deplasări în teren pentru a verifica unde se află siturile și e foarte important să și delimităm aceste situri în teren. În perspectivă, evident, se va crea și un cadastru al siturilor arheologice, însă acest cadastru e important să fie creat pentru toate tipurile de monumente istorice, ca fiecare locuitor care deține un teren să cunoască că acolo e un teren e cu patrimoniu arheologic ajută. Sau e monument istoric, ceea ce deocamdată încă nu avem. Dacă mă refer la evenimentul de astăzi, trebuie să subliniez că a fost unul, sau este, că se desfășoară și acum și mâine continuă, unul foarte important pentru Republica Moldova. E foarte importantă experiența românească. Deși și acolo, să recunoaștem, există probleme și în domeniul patrimoniului arheologic și în cel al monumentelor arhitecturale, însă ei sunt mai avansați decât noi. De pildă, anual se alocă bani și nu puțini pentru restaurări de monumente, de clădiri istorice, de biserici vechi. La fel, arheologia te vin cu un moment numai, după cazurile care au fost cu brățările dacice, cu săpăturile improvizate, cu zona Pietroasele, unde s-a descoperit cloșca cu pui, zona Buzău-Ploiești, acum terenurile sunt protejate, sunt păzite, adică sunt luate măsuri foarte stricte pentru ca acești amatori de săpături, fel de fel de hoți, să zicem, braconieri, hoți de morminte, le spuneau în secolele trecute, să nu și mai poată desfășura niciun fel de activități. Există și în spațiul Republicii Moldova asemenea lucruri, doar dacă află că uneva e ceva, unii se apucă de exact, dar pentru acest lucru, domnule Matei, și locuitorii băștinași ar trebui să cunoască ce este acolo, pentru că dacă apare cineva care sapă, să atenționeze autoritățile locale sau poliția. Domnule Corduneanu, de mai mult de ori ne-am întâlnit în acest platou și am discutat despre starea, mai ales a monumentelor de arhitectură din Chișinău. Cel puțin statisticile arată că există o tendință în descreșterea celor care încearcă să intervină în monumentele de arhitectură, cel puțin statisticile așa arată. Poate că nu mai au ce distruge între timp, asta ar fi și o altă explicație. Vreau să vă întreb, cum apreciați ceea ce au reușit să facă autoritățile, mai ales și după crearea acelei agenții de inspectare și restaurare a monumentelor? Agenția pe care o conduce domnul Ștefăniță de un timp bun încoace, a reușit să facă niște lucruri foarte importante. În primul rând, să facă o listă a monumentelor care au fost supuse deteriorării, care au fost distruse. Implicarea membrilor acestei agenții în tot ce înseamnă protejarea monumentelor a fost vizibilă pentru tot publicul nostru. Am văzut că a scăzut, dacă acum câțiva ani ritmul de distrugere a monumentelor era cam două monumente pe lună se distrugeau. În decurs de decursul independenței noastre am distrus aproape 90 de monumente din patrimoniul imobil al Chișinăului.
Nu se știe câte monumente arheologice am distrus în Chișinău, fiindcă arheologia urbană a fost ca și inexistentă pentru Chișinău de la 90 încoace. Nu avem măcar nicio planificare cum se va face, care vor fi acțiunile de săpături arheologice pe teritoriul Chișinăului, știind că, de fapt, Chișinăul medieval sau Chișinăul înainte de 812 îl avem tot la underground, adică sub pământ. Dacă vrem să restabilim târgul moldovenesc dinainte de a se face oraș imperial rusesc, trebuie să săpăm. Cine a trebuit să propună o planificare a acestor săpături? Bineînțeles, Agenția pentru Arheologie, dar, bineînțeles, că ar trebui să aibă și un suport al autorităților și centrale, al Ministerului, dar și a celor municipale. Iar la nivelul autorităților municipale nu avem nicio instituție și nicio persoană care să fie responsabilă de patrimoniul cultural. Practic, autoritățile municipale, primăria, dar și Consiliul Municipal, nu știu sau nu au ochi pentru patrimoniul cultural, nu au urechi să audă, nu au ochi să vază, că este o problemă foarte importantă pentru tot ceea ce înseamnă memoria culturală acestei populații, acestei populații românești din Basarabia, și fără o atitudine clară, bugetară, aș spune, atât la nivel central cât și la nivel local, nu vom putea merge mai departe. Am sesizat probabil toate autoritățile în acest... Știți că am discutat și în acest platou de mai multe ori și scrisori deschise și scrisori închise și atitudini și forum și conferințe. Doar conferința Identitățile Chișinăului pe care o facem din 2011, iată, va fi la a patra ediție la anul viitor. Probabil că autoritățile noastre nu au educată sensibilitatea culturală pentru patrimoniu. Și atunci e o problemă pe care va fi greu să o depășim. Atunci când găsim pe cineva care are această sensibilitate, și am văzut că la Ministerul Culturii sunt persoane care au aceste sensibilități, e vorba de ranguri superioare de la minister, trebuie să-i respectăm în mare măsură, să le oferim tot suportul nostru pentru ca să reușim să facem un sistem de conservare a patrimoniului. Noi nu avem acest sistem. Noi avem niște atitudini, avem niște instituții separate. Iată, acest sistem de conservare a patrimoniului există în România. Știm când s-a pus când s-a construit, cum s-a construit, știm în ce constă acest sistem. Domnul Sergiu Nistor, care este la forumul de astăzi, este unul din autorii acestui sistem, a fost unul din ajutorii domnului Caromitru atunci când a fost ministru și a pus baza sistemului de conservare, inclusiv a fost comisarul guvernului în 2007 la Sibiu, pentru Sibiu, capitala culturală a României. Da. Noi avem nevoie de experiența României în acest sens și probabil că autoritățile noastre trebuie să-și pună problema edificării unui sistem de conservare a patrimoniului. O să revenim la această experiență, cu atât mai mult că, dincolo de experiența cu care vrea să se împărtășească Bucureștiul, mai oferă și niște bani. Despre asta discutăm ceva mai încolo. Până atunci vreau să-l întreb pe domnul Ghenadie Ciobanu. Spunea domnul Cordunanu că s-a produs un fel de emancipare la nivel de minister, în rangurile superioare. Mă întreb, domnule Ciobanu, de ce depinde această emancipare și la nivel de direcții cultură raionale, la nivel de primării, la nivel de instituții de cercetare, instituții care ar putea să intervină în protecția patrimoniului cultural? În primul rând, mă bucur că s-a ajuns la acest nivel de emancipare, pentru că am început-o mai de mult, deci fiecare dintre noi care au fost la cârma acestui minister a avut o sarcină. Bine că aș putea să spun de sarcina mea, pentru că eram la începuturi și de colaborare internațională pe proiecte și atunci am avut alte proiecte cu România, cu guvernul român, cu domnul ministru Caramitru și îmi amintesc de aceste
alt tip de investiții, alt tip de donații în cultura noastră, dar pentru a fi... Deci este o artă să primești cadoul, nu numai să-l oferi, dar să-l primești. Deci noi acum, dacă este vorba de patrimoniul cultural, mai ales arhitectural și istoric, de o mare semnificație, abia acum începem să fim gata să primim aceste cadouri. Pentru că și noi am încercat să facem ceva, dar chiar și, zicem, domnul ministru Ungureanu, când a încercat să facă ceva cu Căpriana, dar nu eram gata pentru că nu am avut ceea ce înseamnă sistem. Și mă bucur că colegii, din punct de vedere material din studioul de astăzi, au abordat anume acest lucru, sistem și plan. Deci trebuia să pregătim sistemul. Treaba noastră era să facem legea. Legea culturii în care pentru prima dată a fost stipulată intangibilitatea patrimoniului cultural, inclusiv arhitectural și istoric. Și s-au stipulat niște lucruri care în legea din 1993 nu erau sau trebuiau amplificate. Cu timpul s-au făcut și alți pași, dar eram la începuturi și mă bucur, încă o dată remarc, că s-a ajuns la acest nivel de percepere managerială în domeniul culturii și protecției patrimoniului istoric și nu doar istoric, și arhitectural. Iată, cred că ați abordat foarte corect problema, că ar trebui la toate autoritățile, de orice nivel, să perceapă acest lucru, să-l înțeleagă și pentru asta trebuie, la fel ca și specialiști, de profesioniști, să zicem așa, înguști, ca restauratori, lucrători de construcții special din domeniul restaurării. Tot așa ar trebui să pregătim și managerii culturali care să fie gata să implice, să aibă planuri. Planurile acestea, dacă nu le avem planul în cap, degeaba vorbim, degeaba avem aceste atitudini. Și iată, asta este o sensibilizare, este un lucru foarte important și pregătirea specialiștilor. Deci despre pregătire o să discutăm ceva mai încolo, după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi ca să înțelegem până la urmă ce putem lua din România pentru a menține și restaura patrimoniul cultural de pe malul stâng al Prutului. În câteva minute revenim cu detalii. Am revenit la discuții și vorbim despre perspectivele colaborării Moldo-Române în ceea ce privește protecția patrimoniului cultural, pornind de la un forum care se desfășoară zilele acestea la Chișinău, acolo unde au fost anunțate și sumele care au fost oferite de București pentru restaurarea unor monumente importante din capitală, cum ar fi clădirea Muzeului de Istorie sau clădirea Sălii cu Orgă. Dincolo de aceste, să zic așa, mijloace financiare, Chișinăul urmează să preia de la București și crearea unor școli de restauratori, arhitecți care să contribuie la, și ați menționat aici dumneavoastră, domnule Matei, conservare și restaurare. Care ar fi calea pe care trebuie să meargă Republica Moldova? E o cale a complexității, abordării în complexitate a tuturor acestor chestiuni. De momentul când nu va exista colaborare, cum se spunea, instituțională, între toate institutele, să fie un institut al patrimoniului, care să unească patrimoniul arheologic, patrimoniul arhitectural, să zicem, un institut al patrimoniului. Dar avem unul la Academia de Științe. Este un institut al patrimoniului la Academia de Științe care se poate cercetări teoretice, care nu are prerogative, un institut care să aibă și prerogative de punerea în aplicare și a legilor, nu numai de cercetare. Vorbim acum de aplicare și de protejare a monumentelor. E un proiect de lege care vizează monumentele istorice, deja elaborat și în curând sperăm să fie așa adoptat și de Parlament, întâi evident de Guvern, și se prevede, așa pe lângă... Eu am participat la acest proiect de lege. Crearea unui institut al monumentelor istorice, da? Patrimoniului trebuie să existe neapărat cei care să aibă și aceste prerogative. În al doilea rând, acest institut trebuie să lucreze mână în mână, dacă vreți, și cu Inspectoratul Ecologic Central, cu cele locale, categoric, și să lucreze și cu administrația. Trebuie făcută școală de conștientizare
că oamenii pot să fie pedepsiți dacă distrug monumentele, dacă își permit ceea ce își permit acum să construiască pe locul lor, să le deformeze, să le denatureze și așa mai departe. Toate instituțiile trebuie să se subordoneze, pentru că am văzut locuri unde, fără să critic reprezentanța clerului care ocupă o instituție care e și monument de cultură sau o preajmă monumente de cultură, își permit să le neglijeze și să facă tot ce vor în acel teritoriu. Nu este permis așa ceva. Deci primul lucru care trebuie, un cadru legislativ foarte exact și bine aplicat. În al doilea rând, sigur că trebuie să pregătiți specialiștii și aceste specializări trebuie să făcute. Noi discutăm de câțiva ani și noi așteptăm să acordăm sprijinul. Am spus, dacă se pun de acord universitățile și ministerele, niște, dacă vreți, cursuri de masterat în domeniul managementului culturii, materiale și imateriale, și Institutul Cultural Român ne-a arătat disponibilitatea de a sprijini aducerea de specialiști, să plătim costul venirilor, cazării, prelegerilor, onorarii, care să facem un masterat, e cel mai bine să-l facem la o universitate din Chișinău, fie Universitatea de Stat, fie Pedagogică Creangă undeva, fie Academia de Arte, dar să existe această specialitate și să formăm specialiști, să luăm bunii, cei mai buni absolvenți la istorie, în alte domenii ale culturii și să treacă cel puțin un masterat de 2 ani, să zicem, să fie, dacă nu să facem o specializare la o facultate a unei universități. Dar așteptăm să se pună de acord. Iată, domnul Ion Niculiță venise cu un proiect, el trebuia coordonat și să se vină cu decizia ale ministerilor, respectiv educației și culturii. Până astăzi nu avem încă, ca să zic așa, eu spun acum public, o soluție și solicitarea a rămas undeva atârnată în aer, deși spun încă o dată, noi ne-am exprimat disponibilitatea, așa cum o facem totdeauna, să sprijinim în totalitate invitarea specialiștilor din România, din Franța, din Italia, de unde sunt necesari cei de care avem nevoie. Până creăm acești manageri, poate ar fi cazul să lucrăm și cu niște restauratori, să avem niște oameni din clasa medie care să lucreze acolo cu Bidineaua, să lucreze cu Mistria pentru a restaura ce mai este. Noi avem restauratori buni, să zicem, la Muzeul de Artă, avem și la Muzeul de Istorie. Dar nu specialiști în restaurare monumentelor de arhitectură. Aici e problema că nu i-avem. Eu vorbeam că există diferite genuri de restauratori. În acest domeniu al monumentelor istorice aproape că nu-i mai avem. Sau nu știu, nu a fost un complex numit Combinat, care a fost desfințat în 1990, în perioada sovietică. Da. A lucrat, apoi și au dispărut, oricum, din păcate. Eu m-am interesat de această problemă și pot să vă spun că chiar și atunci când a existat acest restauratorul, specialiștii veneau de la Petersburg, din Leningrad pe atunci, de la Moscova, din Kiev și așa mai departe, pentru că ai noștri erau gata de un alt nivel de restaurare. Nu era restaurarea cea care trebuia să fie, pentru că eu m-am interesat în mod special de această problemă atunci când activam la minister. Nu s-a reușit, fiindcă Chișinău a fost declarat oraș istoric în timpul Uniunii Sovietice în 1985. Da. Practic, Combinatul a apărut mai devreme, dar ca oraș istoric și ca listă de patrimoniu care a fost aprobată, a fost de acest nivel, noi vorbim de acest nivel care acum este necesar pentru Muzeul de Arte, pentru Sala Gorga, pentru multe alte monumente de istorie și arhitectură. Majoritatea specialiștilor care sunt antrenați acum la aceste lucrări de restaurare sunt de la Iași sau din România. Exact. Bineînțeles, anume din acest motiv. Mai sunt și probleme cât privește arhitecții care se ocupă de planificările de restaurare. Exact, conform legislației actuale, oricine din arhitecții care au licență de arhitect o poate face. Ceea ce este o eroare crasă. Vedem niște restaurări care au fost construcția este una, arhitectura este cu totul alta. Rari arhitecți care au și licență. Construcții licență și, bineînțeles, nivelul respectiv profesionist și, care să poată să se implice. Bineînțeles că trebuie să aibă sensibilității respective. Mă bucur experiența restaurării muzeului, care este o chestie foarte bună. Muzeul de Artă. Muzeul de Artă, da. Știu arhitectul care se ocupă, este Gicu Bolat, și este un specialist de marcă, dar avem puțin din ăștia. Trebuie să stimulăm. Muzeul de Artă s-a alocat 1 milion de euro pentru restaurarea Muzeului de Artă Palatul Dadiani, post pentru sala cu orgă, unde iarăși ea trebuie restaurată în mod adecvat și făcută odată și odată și sculpturile care erau pe fațade ca lumea, adică din marmură, așa cum au pus, să fie rezistente, pentru că s-au restaurat, cândva s-au făcut din gips și în mod, vă dați seama ce s-a întâmplat în 20 ceva de ani sau 30 cât s-au trecut de atunci.
și sigur pentru teatrul din Cahul, dar există monumente iarăși în Chișinău, vorbim acum, mai amintesc de cele 90 dispărute, a spus aici colegul nostru, mai sunt multe care sunt pe cale să pice, să zicem, chiar pe cale să pice. Sunt 18. Care să pice, 18 pe care să... Deci lăsate în parajele. Din aceste 18 sunt unele de o semnificație deosebită, mă refer și istorică și valoare, valoare arhitecturală și de artă. Aș numi acum, pentru că tot așa de o temă sensibilă, dacă tot este vorba despre colaborarea pentru care suntem foarte recunoscători și Guvernului României și Institutului Cultural Român, este acest monument de arhitectură cu semnificație, repet, care se cheamă Sfatul Țării. Deci actualul blocul 1 al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Mai sunt și altele în Chișinău care de o complexitate într-adevăr și de o semnificație la care cred că în primul rând ar trebui, dar aici ar trebui să fim gata, încă o dată repet, ar trebui să fim gata să avem planurile, să avem proiectele. Da, și financiar, pentru că o clădire de care ați menționat dumneavoastră Sfatul Țării, acolo și-a exprimat disponibilitatea de a continua de aceeași manieră cum s-au făcut atunci acordarea acestor 2.800.000 de euro pentru cele trei monumente, să se continue de aceeași manieră prezentarea dosarului, portanța monumentului și să vă acorda sprijin. Aș vrea să remarc încă un lucru. Aici ar trebui să fim chiar insistenți și nu în zadar am vorbit despre valoare și semnificație istorică, pentru că de la noi trebuie să vină această propunere cu insistență către Guvernul României și accentuat, pentru că ne apropiem de o dată sensibilă pentru noi. Am avut diferite perioade istorice, dar această dată, 2018, este una foarte importantă și eu sunt sigur că Guvernul României ar putea să ia o atitudine, chiar dacă celelalte proiecte, să zicem, se mișcă cum se mișcă într-un tempou fiecare, pentru că, după câte știu eu, unele mai rapid, dacă am vorbit aici, ca exemplu, Muzeul de Artă al Moldovei, dar dacă vorbim despre altele, mai din diferite motive, unele din cauza comunicațiilor, altele din cauza că inclusiv nu sunt gata managerial să răspundă acestui demers. Iată de ce, în pofida acestei situații, ar trebui să ne gândim la monumentul, să zicem, de Sfatul Țării, unde locul 1, pe strada Matievici. Cred că aici ar trebui să fim mai insistenți și asta ar fi și un îndemn, dacă doriți, către forurile, către Guvernul Republicii Moldova, deoarece în 2014, atunci când s-au înțeles două guverne, s-au înțeles doi prim-miniștri, s-au înțeles ministerele de cultură și așa s-a pornit o colaborare. Tot așa ar trebui și acum să se insiste pe niște lucruri care nu ar trebui să pierdem această posibilitate într-un context deosebit. Da, domnule Vornic, vorbim aici mai mult iarăși, vorbim despre ceea ce se vede, acum despre ceea ce nu se vede, pentru că și aici autoritățile au intervenit și au propus, să zic așa, amenzi mai mari pentru acei căutători ilegale de comori. Absolut. Cum salvează situația faptul că amenzile vor fi mai mari? Pentru că dacă stăm și ne uităm și la amenzile care sunt în vigoare acum, nu sunt cazuri când procuratura ar fi stabilit, să zic așa, o amendă pentru cineva care a săpat ilegal într-un sit. Deja s-a votat acest proiect de lege, deja e legea intrată în vigoare, publicată în Monitorul Oficial, care e pe domenii aparte. Avem monumente istorice și avem situri arheologice. În codul penal, articolul 221 vechi, era o formulare generală care viza deteriorarea și distrugerea monumentelor și pe domeniul arheologiei nu exista nici o prevedere. Uitați-vă însă, acest deja document, acest act juridic intrat în vigoare, prevede sancțiuni clare pe diverse lucrări ilegale, în situri, dar mai ales sunt prevăzute pedepse pentru cei care distrug intenționat siturile cu ajutorul detectoarelor de metale. E o problemă acută, nu doar în Republica Moldova, și în România, și în Ucraina, în întreaga Europa, dar mai ales în spațiul ex-sovietic, problema distrugerii de către detectoriști, de către braconieri. Sustrag bunuri de valoare excepțională pentru istoria, cultura, patrimoniul național și se iau din context și din punct de vedere cultural se pierde o informație extraordinară. Multe situri, zeci de situri, unele de importanță deosebită pentru istoria națională, au fost văduvite de bunuri culturale deosebit de valoroase.
Mă refer la Orhiei Vechi, mă refer la Costești. Sigur. Un sit extraordinar, medieval, oraș, care a existat în secolul XIV, e plin cu urme ale acestor detectoriști. Gropi făcute intenționat. Și atât, acum, având prevederi exprese. Domnule, cer iertare. Nu doar cei care sapă, dar și cei care au în responsabilitate protecția vor fi penalizați. Mai mult decât atât, vor fi penalizați nu doar administrativ. Și asta este foarte important. Sigur. Pentru că poți să răspui, să fii responsabil, să fii responsabil. Da, această lege, odată cu adoptarea legii arhitecturii la care am participat activ la, deci în Parlament, am insistat să fie imediat introduse și în alte documente, precum codul penal, codul administrativ. S-a tărăgănat și felicit actuala conducere a Ministerului și pentru faptul, am discutat într-o emisiune la dumneavoastră chiar acest lucru, că s-a reușit aceasta și s-a reușit să se pună și cei care au în responsabilitate să fie pedepsiți dacă nu au grijă și admit aceste intervenții a braconierilor, bine a spus domnul director, pentru a face aceste săpături. Și cei care autorizează lucrări ilegale în situri la monumente. Exact. La fel trebuie pedepsiți și sunt prevederile. S-ar putea să avem o lege bună, așa cum ne mândrim tot timpul că suntem cei mai buni la cadrul legislativ în Europa. De ce este nevoie pentru că acest cadru legislativ, domnule Cordoneanu, să și funcționeze? Da, cred că ministerul și-a făcut, deși cu greu, s-a achitat de o obligațiune, a promovat legea, Parlamentul a votat-o, iată că acum, probabil că dumneavoastră, mass media va trebui să facă lista de procese verbale și de procese în instanța de judecată, care s-au făcut, care sunt la zi. Deci, cum ar putea ști societatea că legea este respectată? Avem asemenea. Haideți să vedem, să facem publice toate aceste dosare, să le ținem în atenție publică, să știm că, iată, a fost afectat monumentul cutare. A fost pedepsit. Da. Și să-l arătăm cu degetul pe ăla care a fost pedepsit, inclusiv din administrație, inclusiv din oamenii de afaceri sau, eu știu, sau din arheologii negri. Tot e o metodă de educare, dar, cu toate că ar trebui să existe și alta, pentru simțul valorii, simțul valorii care lipsește uneori în societate la noi, simțul valorii și această sensibilitate culturală. De aceea, ceea ce spune domnul Alexandru este foarte corect și pe această cale tot, dintr-un punct de vedere, așa funcționează legile, mai ales în domeniul culturii și a protecției patrimoniului în toate țările. Dintr-un punct de vedere este justiția, din alt punct de vedere este educația. Între aceste două poluri se face ca societatea să fie pregătită, să aibă simțul valorii, să protejeze și să creeze un mediu cultural adecvat în care să existe. Țineți minte că chiar aici în platou, domnul Ștefăniță un moment a spus că Republica Moldova este unicul stat în Uniunea în Europa unde pentru intervenții sau degradări de monumente n-a fost pedepsit nimeni. Chiar dacă am avut o lege. Deși am avut procese din instanță, Agenția Protecției și Conservării Monumentelor a avut foarte multe intervenții în instanța de judecată. Niciuna n-a fost rezolvată în folosul colectiv sau comunității. Toate au fost rezolvate în folosul unor indivizi gri, să-i spunem. Și adevărul istoria este că nu și legea s-ar putea era. Repeta și cu această lege nouă? De ce nu? S-ar putea, nu. Bineînțeles că s-ar putea repeta numai dacă presa, mass media, ar ține evidența acestor inspecții, cazuri cu distrugeri și cu acționare. În instanță și proceselor în instanță. Vreau să vă spun din experiență că procurorii motivau că legea nu le permite sau că nu este exactă pentru că au fost întintate unele dosare cu distrugeri, chiar și la Chișinău și așa mai departe. Acum nu vor putea să spun acest lucru deoarece legea este mult mai explicită. Da, o să revenim după o scurtă pauză de publicitate în timp ce discutăm aici în platou, un consilier municipal anunță despre deteriorarea unui alt monument arhitectural din capitală. Despre ce este vorba, aflați în câteva minute. Discutăm despre protejarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin prismele unui forum moldo-român care se desfășoară și punctează
ceea de ce are nevoie Republica Moldova pentru a restabili și conserva ceea ce s-a mai păstrat în ultimii ani. Și vă spuneam că în timp ce discutăm aici în platou, un consilier municipal Ala Nemerenco anunță pe o rețea de socializare că venind spre casă a descoperit că vila urbană Mimi din strada Lazo colț cu strada București și ea restaurată din bani europeni este și protejată de stat ca monument de arhitectură. Acum se fac lucrări de schimbare a geamurilor din lemn pe geamuri termopane. Nu este singura clădire. Suntem folosința spitalului de urgență. Spitalul de urgență, spitalul municipal pentru copii. Așa. Ce facem cu astfel de intervenții care probabil nu au nicio autorizare? Dar oamenii încearcă să-și îmbunătățească niște condiții de trai, de muncă. Domnule Matei. Sigur că trebuie să intervină autoritățile. Nu se poate, mai ales termopane. Mai ales că lemnul e și mai sănătos, e de dovedit. Dacă geamul este bine făcut și dacă e nevoie să-l restaurezi, trebuie să-l faci exact cum a fost, pentru că schimbă aspectul clădirii, schimbă aspectul monumentului. Dar aici, vă rog, e foarte straniu, pentru că monumentele de importanță națională, știu că pe vilă este în semnul și este în registrul monumentelor de istorie. Sigur, trebuie să intervină autoritățile și mă miră că orice șef de instituție, iată despre ce este vorba, că la ceea ce spunea domnul profesor anterior. E nevoie și de educație. E bine că în unele localități a apărut istoria localității în care le vorbește și de monumentele care există. În fiecare localitate trebuie să li se vorbească și de faptul că acestea sunt protejate. De mici trebuie făcut o educație, pentru că această psihologie, că tot ce e al meu se termină la poarta casei mele, dincolo nu mă interesează. Acolo e proprietatea noastră colectivă pe care noi o plătim din banii noștri, din impozitele plătite, pe care le-au plătit părinții, bunicii, le plătim noi. Și trebuie formată altfel de conștiință de cetățean, de mândria că ai un patrimoniu comun pe care îl gestionăm. Că toată lumea de obicei strigă, domnule, nu face primarul și peste tot, și în localități rurale. Dar chiar dacă face primarul și vine, unul face și 10 vin și distrug. Vă dau exemplu în Chișinău, chiar am văzut stațiile reparate, distruse imediat după, clădirile reparate și înscrisuri pe ele la 2-3 zile. Mergem să vedem în partea centrală, unde s-au făcut restaurări și imediat apare. Deci sancțiunile sunt prea mici după mine și aici sunt prea mici pentru toate aceste încălcări. Dar procesul de educație, el trebuie făcut la toate nivelurile și făcută, dacă vreți, acum conștientizarea și autorităților de toate nivelurile și a șefilor de instituții. Pentru că în cazul dat, dacă vorbim acum de monumentul de care spune doamna Ala Nemerenco, este un șef de instituție care a dat asemenea indicații. Ori șefii de instituție au o responsabilitate și administrativă și juridică, responsabilitate pentru că au în gestiune un monument. În momentul când îi se predă în gestiune un monument, cred că trebuie să fie un acord între Ministerul Culturii. Lucrările trebuiau avizate de Consiliul Național al Monumentelor. Asta este, exact. Este în lege stipulat absolut expres, clar. Și lucrările monument de arhitectură. Poartă răspundere și lucrul ăsta trebuie făcut la toate nivelurile. Acum conștientizați de noile prevederi legale și de ce poate să urmeze de toate pedepsele, dar spun și făcută educație și cultivată mândria pentru aceste monumente, pentru trecut. Noi rămânem în istorie grație numai culturii și monumentelor de cultură. Dacă n-ar fi ele, n-ar mai exista nimic. N-am știut nimic despre noi, chiar dacă am avea un consum de produse alimentare și de băuturi de nu știu cât, nu lăsăm nicio urmă în istorie. Și dacă ne distrugem aceste monumente, aceste atestări ale dăinuirii noastre în timp, înseamnă că pur și simplu nu suntem o națiune, un popor cu drapel de cultură, pentru că patrimoniul, ceea ce ați spus și astăzi, este un patrimoniu comun. Și de aici este interesul României că el să fie păstrat și în acest spațiu, pentru că este un patrimoniu care ne privește deopotrivă pe toți. Așa cum fiecare dintre noi, prin străbunii noștri, probabil, am contribuit la apariția așa mănăstirii Putna, așa cetății albe, și la fel trebuie să ne intereseze destinul lor, la fel și cel de la Putna a contribuit la edificare, nu știu, cetății Tighinului, Tighinei sau altor monumente de la noi. Da, autoritățile de la Chișinău cel puțin au pus acea plăcuță care menționează ce clădire importantă este acolo. Să nu fi știut oare administrația, fie că vorbim acum de spitalul municipal pentru copii, fie că vorbim despre alte instituții, că sunt în gestiunea unui monument, ce ar trebui, domnule Corupceanu, să semneze aceștia? Nu, e imposibil așa ceva. Păi, și atunci, de ce ajungem la astfel de intervenții? Bineînțeles că administratorul instituției cunoaște că un obiectiv de patrimoniu se află în gestiunea sa,
dar nu simte responsabilitatea, fiindcă această responsabilitate nu o vede încadrată administrativ în structura primăriei. Repet a mia oară, nu există nicio persoană și nicio instituție în cadrul primăriei și a Consiliului Municipal care să se ocupe de protejarea patrimoniului și conservarea patrimoniului cultural al Chișinăului. Mai e ceva, dacă îmi permiteți. Dacă nu există interes, atunci nu există nici responsabilități. Responsabilitățile sunt independente. Nici chiar arhitectul șef, nici direcția cultură nu este responsabilă. Nu este. Bineînțeles că nu este. Nu intră în competențele și în fișa de post. Nu există niciun post în fișa care să intre dacă aceste competențe. Dacă a autorizat asemenea lucrări direcția de arhitectură Chișinău, atunci înseamnă, evident că e ilegal. Eu nu cred că să fi fost autorizate aceste lucruri. Cred că nu s-au. Direcția de arhitectură respectă legislația. Proiectele care vizează intervențiile la monumente sunt avizate de Consiliul Național al Monumentelor. Da. Și în acest caz nu cunosc să fi fost trecut prin Consiliul aceste lucruri. Da, este lucruri, într-adevăr, spuneți. E un sistem. Aș vrea să revin la altceva. Întreagăt am spus despre simțul valorii. Dacă ca cetățean, fie director al instituției, fie oricine, admite acest lucru, înseamnă că nu are simțul valorii. Dacă s-a făcut, deja s-a restaurat, cum s-a restaurat, e altă poveste. Dacă există acest monument, la ce s-a referit și domnul academician Matei, noi ar trebui să înțelegem foarte bine această educație ar însemna că într-o comunitate noi comunicăm și cu ceea ce vedem în fiecare zi, unde ne oprim ochiul nostru, unde mergem, vedem această clădire, dacă e frumoasă sau are o inscripție aiurea chiar după restaurare, așa cum s-a menționat aici. Deci este situația, vrem să comunicăm între noi într-un spațiu confortabil, frumos sau nu vrem. Și atunci mă gândesc, unde am ajuns? Că dacă vorbim că distrugem numai pentru faptul ca să construim ceva util din punct de vedere material, atunci vom fi mereu în această atmosferă de oribilă, de neprielnică, neconfortabilă. Ce comunitate avem? Cum ne-am format ca să putem să admitem aceste lucruri, să nu ne gândim, să nu avem simțul valorii, că să scoatem ferestrele care ar fi în ansamblu și să le înlocuim cu ceva care să ne fie mâine confortabil, chiar dacă se face din punct de vedere al climei, al confortului. Domnul ministru, ce să vorbim de directorul spitalului, dacă primăria a făcut așa ceva? Clădirea primăriei este cu termopane. Păi, deci susțineți ideea de acest simț al valorii, de această sensibilitate, de această comunicare, de acest confort, culturală, de această estetică care trebuie să o cultivăm, de acest spirit care trebuie. Nu-l avem în societate, nu avem în comunitate mică. Domnul academician bine a spus că atunci când este o comunitate și trebuie să ne gândim care este specificul topografiei, care sunt aceste legende care spun, unde au contribuit acești toți urmași, deci acești toți predecesori care au construit această biserică. Dacă nu cunoaștem aceste lucruri și nu știm să le prețuim, înseamnă că nu avem simțul valorii, simțul esteticului, nu suntem sensibili la aceste lucruri și atunci haideți să distrugem totul. Să punem peste tot termopan și așa mai departe. Iată așa, cred că eu pentru mine așa îmi pun problema. Este și în America când se distrug, am văzut, cu dinamit clădiri, dar ele sunt industriale. Bine. Niciodată nu se distruge un monument de arhitectură și istorie. Pentru a construi altceva, pentru, să zicem așa, scopuri materiale, scopuri de altă natură, capitaliste și așa mai departe. O strămutate monumente. Dar la noi, se distrug cu aceleași scopuri, se distrug monumente de arhitectură. Haideți să vă spun niște lucruri. Spațiul nostru este unul dintre cele mai frumoase, cu pământuri dintre cele mai fertile. Din păcate, dacă luăm un singur lucru, procentul solurilor în degradare în raport cu suprafața totală, la noi este cel mai mare din Europa. Atenție la ce vă spun. Pentru că nu știm să avem grijă, pune de la pământul pe care suntem și noi aruncăm cernozeumul când se fac construcții, te uiți, iau stratul de cernozeum, care e un cel mai mare din lume și e o mare bogăție. Se vinde ca aur. Extrapolarizat. Iar cacul vedem că îl spală ploile, îl duc tare. De aici pornind, de la faptul cum ne gestionăm străzile, că mulți la noi pe străzi, unde au mai apărut oameni gospodari să pună ploaie, trece altul și le rupe, le fărâmă, le distruge, numai ca să facă rău, să zic aia, că acesta s-a găsit, să-și pune. Trebuie să cultivăm responsabilitatea și eu spuneam încă o dată, că nu se critică acum, dar știu în Chișinău că s-au schimbat urnele, publicitate, s-au făcut stații, văd. Și eu odată m-am oprit, am văzut niște puști, cred că de clasa 7-8, care distrugeau stații cu picioarele.
și m-au oprit să-i opresc. I-am oprit până la urmă. Toți țăreau la bătaie. Nu și-a pus nicio problemă. Sunt un om în vârstă, că le fac observații. De ce spun dacă aveți energie? Noaptea spărgeau pur și simplu. Mă uit, cine le-a cultivat? Copiii cei încă n-au contribuit cu nimic la patrimoniul public, să zic. N-au făcut încă nimic în viața lor. Dar deja ceva au distrus. E vorba de educație, totuși, la toate nivelurile, conștientizarea faptului că dacă distrugem acum mâine, copiii, nepoții noștri, nu vor mai avea nimic, nu vor mai putea viețui în general pe acest Absolut. Teritoriu și vor fi lipsiți de memorie. Și dacă vorbim de patrimoniu natural, care e grav și el afectat, acesta totuși poate fi regenerat. Sigur că da. Dar patrimoniul cultural Absolut. Se distruge irreversibil. Mai mult decât. Se mai poate recupera. Se distruge și fizic, și biologic, și chimic, de ceea ce s-a menționat cu bâtul. De asta e foarte important de așa, construit un sistem de protejare. Și soluția, spuneați dumneavoastră, domnule Ciobanu, ar fi crearea acelui institut al patrimoniului. Ce pârghii va avea acest institut în situația când, iată, avem și o agenție de inspectare și restaurare a monumentelor? Da, sunt totuși funcții diferite. Diferite, da. Și Institutul Patrimoniului ar fi... monumentelor se propune. Da, al monumentelor, așa cum a fost stipulat în lege. Eu am fost unul care am promovat această lege și am insistat pe acest institut. El există în toate țările lumii și el se ocupă practic pe teren de totul la ce ne referim, inclusiv și de lucruri pe termen lung de formarea specialiștilor în domeniu. Ei sunt cei care sunt forul de experți, dar nu doar experți în, să zicem, știință, ei sunt aplicați în științe aplicate, care vor ști, ei sunt cei care vor comunica cu colegii din alte țări, în mod practic, de fiecare monument care necesită o abordare specială și doar pentru acest monument. În ceea ce se referă, pentru că monumentele sunt din diferite perioade, au diferite tehnologii, etc., etc. Deci, acest practic aplicativ, institutul se va ocupa de aceste lucruri, fiind un for de experți cel mai important și, bineînțeles, acumulând experiența și din alte țări și specialiștii din alte țări, pentru că acum această comunicare este absolut posibilă. Trăim într-un timp nu doar informațional, ci de comunicare și interpersonală foarte important. Deci, la care s-a referit domnul Cadenician, că ar putea să vină și din Franța și din alte țări specialiști pe linia sprijiniți de către instituțiile culturale, ar putea să ajungă aici și să comunice în același limbaj profesional cu acești oameni din acest Institut al Patrimoniului, al Monumentelor. Și dacă îmi permiteți, pe domeniul patrimoniului arheologic. Agenția Națională Arheologică e o instituție recent creată, dar deja activăm de 3 ani. E de rang național, însă activăm în Chișinău doar ca instituție. Din capul locului am pledat pentru crearea unor filiale. Cel puțin 2 la Cahul și Bălți. Am făcut cercetări recente la Cahul. E mult mai dificil să urmărim cum se distrug sau se fac lucrări în situri de la Chișinău, deplasându-ne 300 de kilometri în nordul Republicii sau la sud, la Giurgelești. Dar efectuăm asemenea deplasări. E mult mai lesne dacă există niște structuri, filiale, la Cahul sau la Bălți. Și e imperios necesar ca asemenea filiale să fie create. Trebuie întărit potențialul acestor instituții pe care l-am creat, acum îl clădim și încercăm să desfășurăm activități multiple pe domeniul protejării, salvgărdării patrimoniului arheologic. Pe final, 30 de secunde aveți, domnule Matei, ați spus că ar fi bine ca forumul care a avut loc astăzi la Chișinău să se producă în fiecare an până la anul. O propunere pe care a făcut-o domnul Exact, cineva din participanți. Până la anul. Ce am putea reuși să schimbăm în Republica Moldova la capitolul la care a fost organizat și acest forum? Deci, din punct de vedere a normelor legislative, parcă se produce o aliniere la normele europene, unde sunt foarte stricte regulile privind protecția monumentelor, a patrimoniului. Mai trebuie acum implementate, adică formarea specialiștilor și prin crearea aici a unor specialități, dar și prin trimiterea unor tineri să-și facă studiile în România, în Europa, tocmai în acest domeniu, mai ales acolo unde există școli cu tradiții. În al treilea rând, ca în fiecare an această conferință fie ca un bilanț la ceea ce s-a reușit și nu s-a reușit și care sunt problemele de soluționat, de ce specialiști avem nevoie, adică un aspect pragmatic să-l aibă totdeauna. Sigur, și elaborări teoretice de care este nevoie, modalități, tehnici de restaurare, de conservare, dar și aspectul pragmatic, unde este nevoie de asistență, ce trebuie să se facă și acest lucru să fie continuu, pentru că el să fie ca un bilanț
ca un bilanț în fiecare an, câte monumente au fost salvate, câte au fost conservate, câte au fost restaurate, care este starea lor, ce e cu patrimoniul arheologic, ce s-a descoperit nou. Credeți-mă, eu cred și îi spun aici colegului că probabil din câte monumente există, câtă istorie veche există pe aceste teritorii, nu s-a descoperit decât nici 10% din siturile arheologice care există în pământ. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să discutăm despre aceste obiective pe care, iată, și le trasează Chișinăul pentru a restaura, restabili și redescoperi ceea ce a rămas încă ascuns în pământurile acestei zone. Cu siguranță vom reveni la această problemă. În câteva minute, Alexandru Barbu vă așteaptă la Moldova 21.